În minutele care urmează, aș vrea să vă aduc câteva gânduri și câteva motivații din lucrarea de misiune, pentru că ceea ce aș dori ca inimile noastre să fie curajate de ceea ce Dumnezeu face prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt. Și în anii de surgire am văzut cum Dumnezeu a fost cel care și-a arătat brațul lui, mâna cea puternică și vrem în viața aceasta de călători, atunci când vom ajunge acasă, Dumnezeu să ne primească și să știm că o viață am trăit pentru El, l-am surgit pe El, am lucrat pe el, pentru El. Pentru că viața aceasta se poate sfârși oricând și tinerețea nu ne garantează bătrânețea. Și viața aceasta este atât de trecătoare și chiar dacă am trăit sute de ani tot, este trecătoare, comparat cu veșnicia. Dar este foarte important când ajungem acolo să fim cu el, când ajungem în când ajungem în, când trecem pasul din viața aceasta. Mă duc aminte ultima conversație care am avut-o cu Marius, cu fratele meu, cu el am început lucrarea de misiune. Am locuit în România până la vârsta de 18 ani, apoi am plecat în Canada, acolo am trăit am locuit mai mulți ani de zile, de acolo am început lucrarea de misiune. Apoi ne-am căsătorit, eu am rămas cu soția în Canada, el s-a mutat în Australia fiind soția de acolo. Și câțiva ani de zile, vreo șase, șapte ani de zile, din Australia ne-am adunat împreună în America și, în special, în România, să slujim. Dar a venit o după masă când m-a sunat din Australia și mi-a zis în felul următor: Gabi, lucrarea la care domnul m-a chemat în Australia s-a încheiat, mă voi muta. Și atunci am spus, eram foarte bucuros, am zis, da, ven, veni, înapoi în Canada. Și mi-a zis, nu în Canada. Și am zis, da, unde te muți? Te muți în România? Mi-a spus, nici în România. Și am zis, da, unde te muți? Mă gândeam că cineva din America i-a făcut invitația, mi-a zis, da, te muți în America? Și mi-a zis, nici în America. Dar am zis, da, unde te muți? Și el a continuat și mi-a zis, atâta pot să spun că lucrarea la care Domnul l-a chemat în Australia s-a încheiat și aștept să văd planul lui Dumnezeu cu privire la mine. Nu cred că au trecut aproximativ 24 de ore și am auzit această veste că Domnul a chemat acasă și atunci mi-a dat seama că nu este important cât trăim, ci cum trăim pe acest pământ și că pentru fiecare din noi Dumnezeu a rânduit o zi când vom pleca de lumea aceasta, dar dacă am slujit pe Domnul cu pasiune atunci când se va trage linia în dreptul nostru, am câștigat, am câștigat veșnicia. Slăvit să fie Domnul! Acest lucru ne motivează să continuăm să surgim pe Domnul și chiar dacă omenește, n-am fi avut nicio șansă de reușită, pentru că spun deseori lucrul acesta și vreau să fie o mărturie, pentru că probabil va ajuta pe cineva în această după masă să continue să surgească pe Domnul cu dăruire, să-și predea viața lui Dumnezeu din toată inima și să vă spun că Dumnezeu se poate folosi de voi. Deși n-am fi avut șanse de reușită, pentru că cea mai mare parte din, din, din viață care am trăit-o în România, am trăit-o la țară, Într-o bisericuță mică, nu era cine să cânte la instrument acolo, erau doar o mână de frați, era casă de rugăciune, de fapt. Uh, am venit dintr-o familie numeroasă, dar binecuvântată, șapte băieți, trei fete. Uh, am fost frați de trei feluri, când aveam uh, eu trei ani și ceva, tatăl meu a trecut la domnul, mama după un timp s-a recăstorit, ne-am rămas, ne a fost trei frați, eram cel mai mic, Marius Mijlociu, și mai am un frate în Canada, Sorin, care este mai mare, Apoi când mama s-a recăstorit, cel care urma să ne fie tată, a trecut prin aceeași experiență uh, și el a avut trei copii, noi am fost trei, dintr-o dată am fost șase și au mai venit apoi patru. În România este o vorbă, copiii mei cu eu bătut pe copiii noștri. Cam așa am fost noi, nu neapărat la bătaie, dar să înțelegeți dumneavoastră cam cum am fost așa. Dar am crescut de miști și ne am înțeles uh, foarte frumos ca și frații. Uh, bineînțeles, câteodată ne-am mai fugit unul după altul și uh, așa fac toți copiii. Uh, dar părinții noștri n-au putut să ne ofere o educație, să zic așa, anume, pentru că fiind la țară, tata el era muncitor, era bun, să zic așa, instructor, mai bine zis, că știa să ne dea de lucru la toți. Eram la bloc unde locuiam acolo în Urmeni, chiar o comună Venea tata acasă, spunea, băi băieți, ați strâns de pe în jurul blocului, ați făcut curățenie, a făcut curățenie, ați făcut asta, da, da, asta, alea, da, 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 tot era pregătit. Ne au zis, mergeți până la Tanti Măriuca, vezi dacă nu are ce să vă dea de lucru. Să rămână Tanti Măriuca, ne o trimis, tata dacă aveți ceva să ne dați de lucru. Da, 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 cum să nu? Ne-a pune acolo la muncă, pe când venea prima dată la noi, nu, cum sunteți? Cred că tata ne-așteaptă acasă, că mai vezi și altceva. Veneam acasă, acum no, ei au terminat Tanti că Nu, no, bine, mergeți la Tanti Florica, că ea trebuie să vedea ceva. Și ne bucuram că măcar plecam dintr-o parte, dintr alta ne mai odihnam. Dar așa a fost, tatăl avea o vorbă că munca e datorie de onoare pentru omul sănătos și că popă nu ne-a face. Acum, munca s-a de noi, chiar dacă dumneavoastră când priviți la cântăreți, știți că, sau vă gândiți de fapt, că cântăreții nu le place munca și microfonul e foarte frumos să-l ții, așa, să te plumbi, să fii misionar, e foarte frumos, dar fac și o paranteză, spunea Domnul că este mare secerișul și puțin sunt lucrătorii și dacă ar fi așa de frumos și ușor, ar face-o foarte mulți, așa că vă invit să încercați și dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze! Uh, Munca s-a prins de noi și uh, popă, să zic așa, un soi de popă am ajuns, câțiva oriaș pe aici, domnul Steven să să lasă telefonul închidel, mă mai țin de uh, așa, uh, dar uh, slujim Domnului și în anii care au trecut am văzut cum Dumnezeu s-a atins de viețile noastre, uh, chiar dacă n-am știut să citim sau nu știu să citesc o notă de pe portativ, nu știu dacă tu știi, Nicule, nici tu nu știi, sau puțin. Așa, eu nu știu să citesc o notă de pe portativ. Uh, uh, pentru mine, eu zic că e un avantaj că să mă uit acolo, sus, jos, ac îmi dau seama eu când la orică și știu că dacă mergi cu notele în sus, merge și notele în sus, așa, dar nu am, nici nu mă mai gândesc așa să, uh, să le pun așa cu mintea, să-mi bat capul la ea. La ele, pentru mine, zic că e un avantaj, pentru că la mine toate notele sunt cap și le iau unde vreau, le pun unde vreau și sună bine, cu ajutorul Domnului. Uh, am... Uh, am ajuns în Canada și am înțeles câteva lucruri. În primul rând am văzut că am, am înțeles de fapt că Dumnezeu ne cheamă în această lucrare de mici copii. Dumnezeu a fost cel care ne-a vorbit prin Duhul Sfânt să ne pregătim că vrea să facă cu noi o lucrare mare. Acolo la țară unde eram ne vorbea Dumnezeu desior în, în, în direcția aceasta și când am ajuns în Canada, am zis că vrem să ne reîntoarcem înapoi în România după câțiva ani de zile, să, îl, să fim cu frații, cu surorile cu care surgeam înainte în România și ne-am propus să ducem un container cu ajutoare. Știți cum, atunci, cum erau, se aduceau containere cu ajutoare. Am vorbit cu biserica. Biserica n-au putut să ne ajute în felul acesta, dar ne-am ne propus să uh, facem o casetă, să înregistrăm nouă cântări și. Uh, după ce le-am înregistrat mai greu, fratele meu Marius s-a început să compună câteva versuri, a pus melodie, eu l-am ajutat, eu inspirat de fratele Nicu Wagner, serios vorbesc lucrul ăsta, inspirat de fratele, mă uitam și eu, vedeam că are acolo ce avea corgu, M1 ăla îl țin foarte bine minte, mi-a plăcut trompeta de la el și celelalte, le cunosc sunetele, am început și eu să le pun acolo pe, pe muzică, dar n-am știut dacă sună bine, nu sună bine, mi-am zis ce nume să dăm la caseta respectivă și am spus punem speranța pentru că am vrut să dăm o speranță celor care aveau nevoie de Dumnezeu și să fim o încurajare pentru alții. Am vândut această casetă mergând prin biserici în America, oamenii au fost deschiși, au luat această casetă și am putut să plătim un container, l-am trimis în România, l-am umplut, l-am trimis în România. Când am ajuns în România, containerul de fapt era acolo, în ziua respectivă și a ajuns și am făcut evangelizări prin sate, pe unde mergeam, prin orașe, îi ajutam pe oameni, dar făceam și evangelizări, și uh, încercam să uh, vestim cuvântul lui Dumnezeu prin cântări și așa cum știam și noi, așa cum făceam de fapt și pe timpul lui Ceaușescu, pentru că pe timpul ce aușesc cu călătoriam, chiar dacă eram tineri, cum știam eu, cu acordionul, cu un dege, cu două, așa cântam în tren, în fața braseriei, în, știu eu, în fața la spital, oriunde mergeam în gări, cântam și lăudam numele Lui Dumnezeu. Și am făcut și de data aceasta acest lucru. Mi-aduc aminte prima, prima evangelizare, dacă pot să o numesc așa, am făcut-o în Iași. Când frații de acolo au, auzit că vrem să ajutăm, s-au bucurat, dar când le-am spus că vrem să mergem în centru, Parcă aveam impresia că nimeni nu vrea să ne ajute, să fie cu noi. Ne spunea că uh, nu se poate, că e un teren foarte greu. spunea cineva că acolo la ei Paraschiva și că e un teren foarte greu. Eu am zis în mintea mea atunci că ce primăriță rea Paraschiva poate să fie, că nu i-am făcut nimic, apoi dacă vine la mine, o să arăt că locuiesc în Canada și o să vedem de acolo ce va fi. Noi nu știam cultura de acolo, dar am început să cântăm undeva pe o platformă înaltă, o doamnă vindea înghețată, i-am cerut, bani, i -am cerut uh, uh, curent, i-am dat bani să Putem să uh, cântăm și să avem curent pentru instrumente. Uh, și au venit oamenii, s-au adunat, au fost zeci de oameni. Uh, i-am văzut pe oameni cu uh, lacrimi în ochi. A venit la final o femeie, ne-a dăruit -o un buchet mare de flori. A venit o altă doamnă și mi-a dat o ciocolată, o zic că o pot să o mănânc. Au fost la Popa și a sfințit o sfințit-o și bună de mâncat. Am uh, mâncat-o atunci, pe loc, i-am mulțumit. Uh, dar cât am stat în România. Uh, cât am stat în România oamenii parcă vorbeau aceleași vorbe și spuneau în felul următor uh, că ei nu au auzit niciodată asemenea cântări că nu au auzit niciodată asemenea mesaje și că vor să mai audă le spuneam că suntem în Canada au zis când vă întoarceți înapoi și s-a terminat uh, în România timpul scurt cât eram în concediu lucram la fabrică atunci și uh, eram în avion mai aveam vreo două ore până să ajungem acasă în Toronto, în aer, se întoarce Marius înspre mine și spunea, și spune, Gabi, ți-aduce aminte ceea ce în două ne-a vorbit Domnul când eram copii, cum că Dumnezeu vrea să facă cu noi o lucrare mare și acolo am înțeles că Dumnezeu este Cel care ne cheamă la această lucrare și am început să mergem prin credință, deși uh, noi am crezut că dacă îl slujim pe Dumnezeu, îi spunem, Doamne, am avem nevoie de asta, dă-ne, dă-ne, dă și Dumnezeu e la dispoziția noastră și cele ce ne cere, ce cerem noi, El ne va da. Dar am înțeles că uh, Dumnezeu ne încredințează lucruri mărunte și El vrea să vadă dacă suntem credincioși în lucrurile alea mărunte, și -a uneori Dumnezeu avem impresia că, aveam impresia că ne ia chiar lucrurile alea mărunte Și stând acolo pe bancă mi-am adus aminte de orașul nostru de München. Mi-a rămas foarte întipărit, chiar la începutul lucrării. Eram la început plecam înspre România. Am luat un am luat un microbus, l-am cumpărat din America, l-am dus în Anglia, de acolo l-am luat în port, l-am dus în Olanda. Mă scuzați, în Olanda de acolo l-am luat din port, am venit spre România și când am ajuns în Germania era tot într-o vină după masă, ca și cum e aici, cum e acum, mașina a început să facă zgomot, așa cum ne face și nouă mașina acum, gălăgie și nu știm ce se întâmplă, că parcă în fiecare cu fiecare oră care merge face tot mai mare gălăgie, dar văzând că nu mai putem să mergem cu ea, am tras undeva într-o parcare aici la dumneavoastră și era un telefon așa portocaliu sau cum așa, am sunat la ea să vină să ne repare mașina, că vedeam așa pe drum că ADAC sau ADAC zice așa, și am sunat acolo, le-am spus în engleză, a venit un domn cu mașina, l-am văzut că vine, i-am spus, Uite, avem probleme aici la mașină, trage foarte tare dintr-o dată în dreapta, a zis, da, dați-mi, vă rog, asigurare. Am zis, dar noi nu avem asigurare. Păi zice, dacă nu aveți asigurare, noi vă putem face mașina. Și a zis, da, cum? Nu ne puteți, hai că plătim sau facem ceva. A zis, nu, nu, nu putem, dar uite, am un prieten am un prieten care, el poate aici să vină să vă ajute, zice, îi vine după masa, sâmbătă nu lucrează nimeni, nu știu dacă acum se lucrează, dar atunci spunea că sâmbătă nu lucrează nimeni și abia doar luni după masa, luni dimineața putem să mergem cu ea la garaj. Dar a zis, uite, eu am un prieten și poate vine aici în parcare și vă repară mașina. Noi eram foarte speriați, și eu și mare, și -am zis, doamne, noi nu avem bani cum să-mi reparăm mașina, noi avem bani de ajuns până în România, de, cum de unde, de cum să reparăm noi mașina, ce să facem? Și, Doamne, nu știam, nu suntem pe drumul bun, am păcătuit cu ceva, de ce ni se strică nouă mașina când noi, de fapt, trebuie mașina să meargă, că suntem în lucrarea lui Dumnezeu? Și a venit, a venit, un domn cu o mașină mare, a venit la noi și a, -a uitat, ok, ce îi, am spus ce îi, am zis, mă, să nu spune că suntem din Canada, că dacă le spune că suntem din Canada, o să ne o droaie de bani. Și așa noi nu avem bani și am venit acolo, s-a uitat și a zis, băi, uite, e seara târzie, cam aceasta era ora, zice, ce-mi dau seama, aveți probleme cu rulmentul, s o gripar rulmentul și trebuie să trimiți șoferul meu până München. că este aici un magazin de 24 de ore și numai de acolo poate să cumpere piese. Și au venit la noi și ne-au zis, uite, 400 de mărci, atâta vă costă pe voi uh, reparatul. Uh, mi s-a părut puțin, nu mult, mai ales că uh, până au venit, au plecat, am stat câteva ore, au venit acolo, au început să plouă cu aparatul de, de sudură, au tăiat uh, rulmentul că să și uh, uh, au fost ok, am zis prețul, dar problema care aveam noi era că doar 100 de euro, 100 de mărci aveam bani disponibili. Restul trebuia să îi împrumutăm de la săraci. Și am mers oarecum așa și speriați cu inima așa zdrobită că de ce Dumnezeu ne îngăduie să luăm bani de la săraci și am făcut o rugăciune și am zis Doamne te rog să ne îngădui să luăm 300 de, de mărci din banii săracilor și îți promitem că cu prima ocazie îi punem înapoi. Așa a fost rugăciunea noastră, am ieșit din mașină, i-am spus domnului că îi plătim 400 de mărci, am, am stat acolo cu ei până seara târziu, undeva până la ora 8 de anul, am terminat de reparat mașina și erau trei persoane, era șeful, era șoferul și era ăla care muncea acolo la mașină și pe ăla muncitorul l-a pus să pune roata înapoi și pe mine și pe Marius zis hai înăuntru în benzinărie să bem o cafea erau și, o și șoferul, erau două persoane, eram eu cu Marius. În mintea mea am zis, bă, cred că ăștia, acum își dau seama că au cerut prea puțin bani și măcar o cafea să scoată de pe noi. Asta a fost ce m-am gândit eu. Au zis, ce cafea bei? N-am băut în viața mea cafea. A fost prima cafea pe care am băut atunci, așa, amărăciune concentrată. Eu nu am știut ce să-i spun, am zis, de care. Mă, așa, o cană neagră și mi-au pus acolo pe masă, dar, foarte interesant, o mers, nu mai știu care dintre cei doi, unul a mers la să plătească și unul a stat cu noi. Și timp ce stătea acolo cu noi la masă, nu le-am spus noi că am zis, bă, nu le spunem noi prea multe și nu le-am spus noi de ce facem, cine suntem, dar s-a uitat omul ăla care era cu noi, era meu cu Marius aici pe, 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 scaun, el era în fața noastră, celălalt era acolo la cafea, că au zis că ei plătesc cafeaua și a venit omul ăla, stătea cu noi și spunea în felul următor. Simt ceva în inima mea, ceva simt în inima și vreau să vă spun că trebuie să vă dau neapărat 200 de mărci înapoi. Ne-am uitat, am făcut așa ochi mari, ne-a dat banii, i-am mulțumit, încă omul era acolo la, la, la cafea, celălalt. Și i-am mulțumit, i-am spus în engleză și în, și în germană, cred că am știut așa, Dan Chisunț, așa, și a venit domnul cu cafeaua și în timp ce venea cu cafeaua, a venit și același lucru a spus, ceva se întâmplă în inima mea, și simt că trebuie să vă dau 100 de, de mărci. Și acolo, în momentul respectiv, Dumnezeu ne-a dat exact banii care i-am împrumutat și Dumnezeu ne-a făcut să înțelegem, am avut și alte experiențe de genul acesta, Dumnezeu ne-a făcut să înțelegem că este lucrarea Lui și noi nu trebuie să ne îngrijorăm, pentru că Dumnezeu va purta de grijă. Și doar trebuie să fim credincioși în lucrurile mărunte și Dumnezeu, la, rând, la vremea potrivită, ne va dărui alte lucrări mai mari. Deși nu știu să citesc o notă de pe portativ, deși la țară am crescut, limbajul este foarte limitat, am văzut că Dumnezeu ne-a binecuvântat să compunem cântări. Prin harul Domnului am scris peste o mie de cântări, cântări care le-am cântat în această seară și cântări pe care dumneavoastră probabil le cunoașteți de pe internet. Am adus cu noi și câteva CD-uri, câteva stick cu muzică, am pus toate cele o mie și ceva de cântări pe un USB. Avem câteva sute de cântări pentru copii, o carte de cântări, cea mai mare carte de cântări din lume, peste 10.000 de cântări. Avem câteva lucruri acolo care atunci când le veți lua, semne de carte, o cană de, de, de uh, cafea sau de ceai, să vă gândiți la noi, la lucrarea pe care Domnul ne-a ajutat să o facem. Dar vă spuneam că toate acestea nu noi le-am făcut, ci Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Am înțeles că trebuie să fim credincioși în lucrurile mărunte. Am înțeles apoi că această lucrare este a lui Dumnezeu și noi nu suntem în competiție cu nimeni. Noi suntem aici să slujim pe Dumnezeu și am încercat să adunăm în jurul nostru oameni care îl slujesc pe Domnul și să-i ajutăm să slujească pe Domnul cu mai multă dăruire, cu mai multă râvnă. Apoi am înțeles că în această slujire toți suntem chemați să facem ceea ce... Putem să facem și fiecare dintre noi putem să facem ceva și am înțeles că și credința vine prin auzirea cuvântului și pretutindem pe unde am mers am încercat să-i motivăm pe oameni să fie parte din această lucrare, cei care cred și care uh, vor să se implice și au pe inimă această lucrare. Probabil că, noi, uitându-vă la uh, ecrane, vă uitați și uh, fac și o paranteză. Acum vă dați seama că uh, oamenii la televizor apar mai mult, mai mari decât în realitate. Nu suntem, uh, să zic, mai diferiți decât noi, asta fac o paranteză. Uh, nu știm noi foarte multe lucruri, nici mari, cântăreți, nu suntem, dar ceea ce știm știm bine că Isus Hristos ne-a mântuit, că El este Domnul nostru, că este Împăratul nostru și vrem să motivăm oamenii să slujească pe Domnul și uh, uh, speranța vreau să spun că nu suntem doar noi, și sunteți și dumneavoastră. But it's woman. care s-au implicat în această lucrare, oameni care au fost chiar în Africa, oameni care s-au -au implicat acolo făcând o fântână sau alte lucruri în Africa. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ceea ce vrem în continuare să surgim pe Domnul, pentru că viața aceasta este scurtă și mi-am propus să îmi dedic tinerețea mea și nu-mi pare rău de 30 și ceva de ani de când suntem pe drumuri. Aparent oamenii vorbesc tot felul de lucruri, dar suntem responsabili înainte de Dumnezeu pentru tot ce facem. Când am început lucrarea de misiune, se uitau oamenii la noi, eram doi tineri, ziceau, bă, ăștia numai bun de lucru, dar fug de lucru ăștia, ceva, e problemă cu ei, orică, știu eu, nu le place munca, orică o da ceva de așa, a face un câștig mai bun și se merită, că dacă altfel nu s-ar merita, dar în inima noastră era și este să surgim pe Domnul din toată inima și de atunci până în prezent am de fapt făcut nouă juruințe, am spus Domnului Doamne, vreau cât slujesc în această lucrare de misiune, vreau să nu fiu plătit, ci să muncesc cu mâinile mele ca să pot să dăruiesc din timpul meu și din banii pe care mi dai să pot să dăruiesc și altora. Am făcut lucrul acesta de, de la început. În Canada lucrez ca și instalator de Greție Faianță. Biserica, unde slujesc o biserică mare, peste o mie de persoane, sunt parte din Comitetul Bisericii, responsabil cu partea de evangelizare și acolo cu cei care cântăm în, în Canada, toți bărbații care suntem acolo, suntem faianțari. Un grup de faianțari, dar uh, nu, uh, nu, facem ceva mai diferit decât uh, ne punem din timpul pe care Domnul ne-l-a dat, îl punem deoparte pentru Dumnezeu. Uneori noi ne-am făcut așa un drum. Băi, de aici până acolo, luni, cam ăsta e traseul, duminică, cam ăsta e traseul și mai mult, parcă n-am vrea să pășim. Și uneori Dumnezeu aduce anumite lucruri în viața noastră care ne dă seama că, de fapt, traseul nostru nu este de aici până aici, ci putem să facem mai mult sau mai puțin pentru El, dacă, dar Dumnezeu ne-a dat timpul nostru și noi trebuie să-L folosim spre slava lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Câteva imagini din această lucrare de misiune și vreau ca în toate numele Domnului să fie slăvit. Vreau să vă rugați pentru noi. Peste două săptămâni și ceva vom pleca în Uganda, unde vom avea un botez. Peste 100 de persoane vor încheia un legământ cu Domnul prin botezul Nampă. Slăvit să fie Domnul. Am văzut cum Dumnezeu a schimbat comunități, cum Dumnezeu a transformat oameni și mulțumesc Domnului că Dumnezeu s-a folosit de dumneavoastră împreună cu noi să putem să fim o binecuvântare, nu numai pentru români, ci și pentru alte națiuni. Slăvit să fie Domnul. Amin.